Ne-am adunat astăzi aici, în Urlați, pentru a fi martorii unui important eveniment. Unirea destinelor dintre vinul nostru și floarea de pelin, după datină străveche. Dar ce fac acum? Se aromatizează ca să-i dea gustul ăla dulce amăruș. Vă declar pelin carpatin! Evident, e o metaforă. Dar ai înțeles și cum și unde se face pelinul carpatin? Amărui pe gustul tău?